Captură impresionantă de droguri în capitală. Oamenii legii au depistat substanțe narcotice în valoare de circa 2,2 milioane de lei. Pe caz au fost reținute 4 persoane, inclusiv un minor. Potrivit poliției, bănuiții sunt originari din municipiile Chișinău și Bălți și au vârstele cuprinse între 17 și 35 de ani. Toți 4 ar face parte dintr-o grupare specializată în comerțul de droguri prin intermediul magazinelor online deschise pe Telegram. Potrivit schemei, cei 4 bănuiți erau responsabili de depozitarea narcoticelor în cantități deosebit de mari, pe care ulterior le dozau și ambalau în cantități mai mici și le plasau în parcuri sau fâșii forestiere. Ulterior, potențialii cumpărători achitau pentru narcotice prin intermediul terminalelor de plată, iar mai apoi primeau fotografia și locația substanței procurate. Acasă la suspecți, oamenii legii au depistat droguri sintetice, cum ar fi mefedrona, amfetamină și PVP, un pistol pneumatic, cântare electronice, accesorii pentru ambalarea și consumul de droguri, dar și bani care ar proveni din traficul de substanțe narcotice. În urma perchezițiilor, 3 persoane au fost plasate în arest preventiv pentru 30 de zile, iar minorul este cercetat în stare de libertate. Dacă vor fi găsiți vinovați, toți 4 bănuiți riscă până la 15 ani privare de libertate.